Un caz revoltător zguduie sistemul sanitar românesc. Ministerul Sănătății a demarat o nouă anchetă la Spitalul de Arș din București, totul după ce un medic a dat publicității o înregistrare în care apare un pacient care avea o rană plină de viermi. Situația spitalului este atât de gravă încât Ministerul Sănătății s-a gândit de 3 ori până acum să îl închidă. Medic de la Spitalul de Arș din capitală a făcut o dezvăluire șocantă. În imaginile care au fost publicate pe tolo.ro se poate observa că rana pacientului internat în secția de terapie intensivă a spitalului este plină de viermi, cel mai probabil larve de muște. Același medic menționează că, deși imaginile sunt greu de privit pentru unii, aceasta este realitatea din spital și cazul nu este singular. Între timp, pacientul a decedat din cauza leziunilor pe care le avea, fapt confirmat de medicul Adrian Stâncu, purtătorul de cuvânt al spitalului. Pacientul a decedat, dar nu din cauza larvelor. Acele larve nu îl omoară, a subliniat medicul Adrian Stânculea. În urma publicării imaginilor, Ministerul Sănătății a demarat o anchetă la Spitalul de Arș. Inspectorii Direcției de Sănătate Publică București au ajuns azi dimineață la spital și fac verificări, iar în urma rezultatelor vor lua măsurile care se impun. Procurorii de la parchetul Capitalei au deschis un dosar de moarte suspectă în acest caz. Problemele cu care se confruntă spitalul par să nu se mai oprească. Situația de la Spitalul de Arș o cunoaștem de la cel târziu de la colectiv. În ultimele două luni, cele două luni în care am fost aici, am avut deja mai multe situații de criză la Spitalul de Arș. Un alt dosar penal, de data aceasta pentru ucidere din culpă, a fost deschis de procurori după ce o pacientă a murit la spital în urma unei transfuzii sanguine greșite. Pacienta a primit însă sânge din altă grupă sanguină, a intrat în șoc post-transfuzional și a murit după o săptămână. Spitalul de Arș este în atenția opiniei publice încă de anul trecut, când mai multe victime ale incendiului din clubul colectiv, care au scăpat din flăcări, au murit din cauza infecțiilor pe care le-au dezvoltat în spital. Ministrul Sănătății a declarat că spitalul se află într-o situație gravă, dar ceea ce este și mai grav este faptul că nu am învățat nimic după tragedia de la colectiv. Dincolo de problemele grave de management, de insuficiența personalului, ce trebuie spus este că este inacceptabil ca după 6 luni de la colectiv noi să nu fi învățat nimic. În ceea ce privește măsurile care ar trebui luate în cazul spitalului, ministrul Vlad Voiculescu consideră că există o singură soluție. Singura măsură rezonabilă pe care am luat-o în considerare de mai multe ori în ultimele luni este închiderea spitalului și transferul activității într-o altă unitate. În urma discuțiilor purtate la minister cu managerii spitalelor din București, care ar putea prelua o parte din pacienții cu arsuri grave, s-a ajuns la concluzia că Spitalul de Arș nu poate fi închis. Concluzia la care am ajuns este că nu putem închide întreg spitalul. Ceea ce am făcut este să închidem, să suspendăm activitatea UTS-ului, ceea ce înseamnă că pacienți cu arsuri grave au fost redirecționați. Relocarea spitalului, care se află într-o situație gravă, este în fruntea listei de priorități a ministerului, dar acest lucru nu este posibil în acest moment. Cu siguranță vinovații vor răspunde. Poliția Capitalei este acolo deja.